Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Lupta pentru titlul Liga 1 este larg deschisă după ce FCSB a câștigat aseară în finalul partidei de la Cluj 1-0, golul marcat de Juma. Practic, FCSB a recuperat ce a pierdut în ultimele minute ale etapei trecute, ale meciului din etapa trecută cu Farul, o înfrângere atunci în prelungirile partidei contra echipei lui Gică Hagi. FCSB câștigă aseară și face 44 de puncte în momentul ăsta, la 6 puncte în spatele liderului CFR. Înjumătățite aceste 6 puncte ar rezulta doar 3. Din cele 6 puncte ar rezulta doar 3, ceea ce înseamnă că lupta pentru titlu este foarte, foarte strânsă sau se anunță a fi foarte, foarte strânsă dacă distanțele rămân așa la intrarea în play-off-ul Ligii 1. În seara asta este Farul CSU Craiova, un meci care ar putea strânge și mai tare clasamentul. Dacă și Craiova câștigă în seara asta, vom avea 5 echipe despărțite de doar 6 puncte în fruntea clasamentului din Liga 1. O să discutăm despre lupta din Liga 1, despre meciul de aseară, însă în dimineața asta ne așezăm la povești și discutăm cu un fotbalist care la un moment dat era pe punctul de a câștiga titlul de golgheter în Liga 1, un atacant respectabil din Liga 1, care însă la începutul carierei sale era pe punctul de a se retrage, ulterior însă a ajuns și la Dinamo și la Steaua, cele două mari rivale din Liga 1. E vorba despre Vali Lemnaru, la 37 de ani este deja un jucător la finalul carierei sale de fotbalist. Aflăm însă ce vrea să facă și ce face în momentul ăsta. Fostul atacant de la, spuneam, Dinamo, Steaua, Pandurii, Ucluj, printre altele echipele la care a jucat în carieră. Bună dimineața, Vali! Bună dimineața! Ce faci? Bine, la Cluj, mă pregătesc de antrenament imediat. Dar tu mai joci la Sănătatea în momentul ăsta, nu? Am mai jucat până anul trecut din vară, sunt secundul lui George Florescu. Ah, ok. Deci te-ai apucat de antrenorat? Da, da, da. Și cum merge treaba? Binișor, ca la Liga 3. Da, binișor. Am văzut, la un moment dat am vorbit cu George, acum câteva luni am vorbit cu el. A luat răzbătaie, nu știu cu cât, cu 8-1, 8-0, cu cât luase răzbătaie într-un meci? Da. Nu, momentan e greu la Liga 3. Important e că o luăm de jos, încercăm să facem și noi ceva pentru o echipă de Liga 3, dar e mult de lucru. În principal avem o echipă tânără, încercăm să scoatem ceva jucători să ajungă mai departe. Fii atent, o să te întreb imediat și o să discutăm, intrăm și vorbim despre ce faci în momentul ăsta, despre planurile tale, însă vreau să te întreb dacă ai văzut meciul aseară, derbiu. Am văzut. Cum ți s-a părut? Sincer, mă așteptam să fie un meci mai complicat, mai încălcit, ținând cont de vremea care era la Cluj, terenul cred că era și puțin înghețat. Dar mi-a plăcut foarte mult FCSB-ul, adică a dominat meciul proporție de 70-80%, echipa de posesie care și-a creat și multe ocazii de gol. Bineînțeles că și CFR-ul, echipa repriza a doua, și-a revenit puțin și puteau să câștige și ei meciul. Ce a avut FCSB în prima repriză? Sunt curios ce a avut FCSB în prima repriză. Ce ți s-a părut că a avut? De exemplu, de a jucat? Au avut ritm de joc, au avut o posesie foarte bună. Nu i-a lăsat pe cei de la CFR să apropie de poartă. Cred că Krasnic a avut un șut sau două atât în prima repriză. Odată au intrat în careu, atât cu mingea. Când mingea a fost respinsă de Târnovanu. Da, în rest FCSB a dominat toată repriza. A apărut și o echipă mult mai bine pregătită fizic aseară, mai în vână, mai... Asta am și spus, că au avut un ritm de joc, alt ritm de joc. Și-au creat ocazii de gol, au ajuns în preajma porții CFR-ului de foarte multe ori. Dar, per total, e o victorie meritată a FCSB-ului. Uh-huh. Cum vezi lupta pentru titlul anul ăsta? Cu victoria de aseară, acum s-au complicat un pic lucrurile. Dacă câștiga CFR-ul, era greu pentru FCSB să mai revină, chiar dacă se înjumătățeau punctele. Acum e o luptă foarte strânsă. Să vedem diseară ce se întâmplă și la Farul cu Universitatea Craiova. Dar sunt acolo 4-5 echipe. După ce se înjumătățesc punctele, o să fie o luptă foarte strânsă. Ai vreo favorită în lupta asta strânsă? Nu, eu sper doar ca Ucluj să se salveze de la retrogradare atât. Ok, destul de complicată treabă pentru Cluj sezonul ăsta. Da, dar sunt multe echipe acolo cu același număr de puncte sau 2, 3, 4 puncte diferență după ce se înjumătățesc. Depinde cum va arăta echipa în play-out. Acolo se vor da bătăliile decisive.
De ce te-ai dus pe zona asta spre antrenorat? Citeam un interviu cu tine de acum mulți ani în care spuneai așa, și o să le spun oamenilor, să le citești și oamenilor, spuneai, mi-aș încheia studiile, am început în urmă cu ceva ani o facultate, o specializare de finanțe bănci, dar din păcate nu am putut să o termin din cauza programului. Mi-ar plăcea ca odată și odată să profesez într-o bancă. Cred că e declarația ta, nu? În afară de finanță bănci, am mai început vreo două facultăți și nu le-am terminat, pentru că nu aveam timp să ajung în sesiune, nu aveam, serios. Deci cum? Stai puțin. Care a fost prima pe care ai început-o și când? 20-21 de ani la București, da, finanțe bănci. Finanțe bănci. ASE, nu? Da, ceva de genul ăsta. Era în perioada în care erai suspendat de la Timișoara și o să vorbim după aia despre perioada aia. Chiar atunci, în perioada aia, da, imediat am mers la Dinamo 2, chiar atunci, perioada aia. Ok, deci ai dat la finanțe bănci, ai intrat la finanțe bănci și da. Te-ai lăsat. După cât timp? Bine, am înghețat anul, n-am mai ajuns la sesiuni. Ok. În fine, am mai început una la Târgu Jiu, la fel am pățit și acolo. Asta, a doua oară ce? Ce ai început? La sport. La educație fizică. Da. Și a treia oară? A treia oară am început la Cluj, dar și aici, tot așa. Tot sport. Deci visul cu băncile gata, s-a dus numai, la revedere, s-a închis. S-a dus, acum sunt la școala de antrenori de la Timișoara, mai am câteva luni și sper să-mi iau carnetul de antrenor, ca pe urmă să încep și licențele, că... La noi asta, știi, vechea da, poveste cu da. Scandalul cu carnetul de antrenor și tot felul de... Deci te duci deja spre licență, adică nu mai gata, te-ai hotărât, rămâi în antrenorat. Da. Nu, acum, dacă George are încredere în mine și am luat-o pe drumul ăsta, am zis de ce nu. Mă uitam peste cariera ta, o carieră care le arată unor, din punctul meu de vedere, mi se pare... E ceva motivațional în cariera ta, pentru că la un moment dat totul părea terminat, adică păreai că fotbalul sau că te retragi din fotbal sau că nu mai există nicio legătură cu fotbalul. Jucai la Poli Timișoara, ai fost suspendat 2 ani de club pentru că nu erai plătit, ai plecat de la echipă și ai ajuns 5 ani, că atât aveam contract cu Zambon. Ah, ok. Ai ajuns... Deci, neputând să joci, ai ajuns să lucrezi pe șantier la Autostrada Soarelui, după care, în câțiva ani, ai jucat și pentru Dinamo și pentru Steaua. Mie mi se pare că orice puș talentat care, la un moment dat, zice, bă, de ce să mă apuc eu de fotbal, că uite, eu lucrez undeva, nu știu, nu am timp, poate ajunge undeva dacă își propune chestia asta. Povestește-mi întâi, hai să o luăm de la început, că mi se pare că e fascinantă viața ta. Ești născut undeva în Bărăgan, Lehliu Gară. Da, județul Călăraș. Cum ai ajuns la Timișoara? Era echipa din Hriu la Liga 3 la un moment dat. Da? Și acolo, nu știu dacă neapărat ceva impresar sau cine a fost la meci și m-a văzut. Așa a ajuns domnul Zambon, nu, m-au sunat, am zis, hai să încerc, dar era o echipă de Liga 3 care vrea să ajungă mai departe, Liga 2. Da? Ne-au mutat undeva, jucam la Drăgășan de Vâlcea. Ok. Da, că așa e în fotbal. Timișoara joacă la Drăgășan, normal. Dar probleme mari, credem, probleme mari. Nu era săptămână să nu ne scoată afară din hotel pe la 2-3 noapte, că nu plăteau acolo. Ah, aveau datorii mari. Și asta am dus-o cam jumătate de an, după care am zis, bă, stai puțin ce fac. Neplătiți, scoși din hotel. Stai puțin, deci veneau la 2 noaptea să vă scoată din hotel și ce, rămâneați afară? Ca să-l forțeze pe Zambon, da, să-și plătească datoriile, da. Și bănuiesc că plătea noaptea și vă băga la foi la tot. Mai plătea din când în când, pe urmă ne mai primeau, mai păsuiau, iar spunea că plătește, iar a dus-o jumătate de an, da. Dus așa. Da. Voi ne plătiți vreo 6 luni, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Cam așa. Da, bine, ne mai plătea, ne mai dădea așa, să nu murim de foame, vorba ce. Da. Și pe jumătate de an am zis, mă, gata, ajunge. L-am sunat, am spus... Dă-mi actele că vreau să merg în altă parte, n-are rost să mă chinui așa, nu, că tu ești jucătorul meu, că dacă nu mai vii la pregătire, îți bag memoriul la Liga, la Federație și te suspend. Da. Bine, eu n-am crezut în prima fază. Dă-i pace că e nebun ăsta. Și nu mai m-am dus. După care mi-a venit citația acasă că sunt suspendat. 4 ani jumate. Wow. După 5 ani am sunat cu el. Ok. Și atunci s-a de vorbă cu părinții mei și am zis, mă, asta e, n-am ce să fac.
taică-miu lucra la Autostrada Soarelui de mulți ani. Da. Și așa m-a hotărât. Trebuie să fac ceva. Am fost acasă. Deja aveam, cred că acolo, 19-20 de ani aproape. 19 ani. Deja un fotbalist la 20 de ani e intrat, începe să joace, adică deja are un drum ca lumea exact. Făcut. Păi vezi bine în ziua de astăzi, dacă ajungi la 20-21 de ani, da. Complicat toată lumea spune exact. Că deja nu ești copil, nu mai ești. Da. Doar că dorința de a juca. Cum arăta o zi din viața ta? La 5-6 dimineața, da. 5-6 dimineața la lucru, ajungeam la 7-8 seara, mâncam, mă puneam în pat, dar sincer nu mai era fotbal. Mă gândeam, eram seri când chiar plângeam, mă, nu am cum să n-ajung fotbalist, e imposibil, dacă asta îmi place, nu. Uh-huh. Cu toate că știam că e greu, zic, cine da. Poate să mă ridice mie suspendarea, cum pot să mă apuc iară de fotbal. Cum arăta o zi din viața ta? Te trezeai la 5, ai zis? Da, mergeam, ajungeam la lucru cam la 6, că era maxim o oră de Nicliu până unde lucram. Uh-huh. Era un tronson destul de aproape sau de unde? Da, spre Brănești, București. Ok, aici mai aproape de București, ok. Exact. Și lucrai până pe la 7 seara, când se încheia programul, cam așa ceva. Era muncă fizică sau înțeleg că te ocupai la un moment dat cu distribuția de combustibil sau ceva? Distribuție, da, acte, okay. Gestionare. Uh-huh. Dar te mai și suiai pe utilaje, înțeleg, mai... Păi, cu utilajele mergeam, da. Ah, ok. Mergeam și alimentam, da. Uh-huh. Dar pe la ora 8 eram acasă, cam așa, da. Când a fost primul semn că o să revii, că o să... Tu aveai 4 ani de suspendare, deci era imens. Domnul Iacomi, primar la Lehliu, da, și mă întreba, mă, tu ce mai bine, între timp sâmbătă mai jucam fotbal, că mă duceam și mă mai mișcam, așa, okay. Pe fals, cum se spune, mă duceam și mă mai mișcam, adică nu, doar că de luni până vineri nu făceam antrenamente, sâmbătă mai mergeam la o mișcare, așa. Cum te chema? Jucai pentru echipa din sat, probabil, nu? Sau? Mă chema tot la fel, că jucam pe legitimația lui fratele meu. Pe el, cum îl cheamă? Vali? Tu? El? Tu, Vali? El? Lemnaru Dorin. Deci tu erai Dorin Lemnaru, erai. Da, în acte, da. Liga A, 4-a, unde? 5-a, câta? Liga 4-a, Liga 5-a, cea. Cred că Liga 4-a. Dădeai goluri? Și, peste puțin, și fratele tău ce făcea? Am făcut golgheter pe fratele, da. Deci jucați amândoi, practic? Da, bine, el juca mai puțin, că e și mai mic. Uh-huh. Da. Ok, și primarul a zis... Nu încheiasem în practic cu fotbalul, doar așa mișcarea de sâmbătă. Ok, am înțeles. Merge la Liga 4, Liga 5. Și primarul te-a văzut că dai goluri și a zis ce? Mă știa, doar că nu știa cum poate să-mi ridice suspendarea. Tot întreba la federație, în stânga, în dreapta. Mă, cum poți să... Ce să fac cu băiatul ăsta? Cum să poată să joace din nou fotbal? La un moment dat știu că a plătit o sumă, nu știu exact să spun cât. Și așa s-a rezolvat. Da. I-a plătit lui Zambon o sumă și ai rămas să joci la Lehliu. Nu, nu neapărat lui Zambon, cât ligii, federații, habar n-am, nu știu. Nu știu mai multe detalii. Păi, chiar nu știu. Liga, federația n-avea ce să primească teoretic, adică doar șpagă să-ți ridice suspendarea, altfel n-aveau ce să primească ei. Nu știu, chiar nu știu către cine sau unde s-au dus. Okay, dar știu, așa mi-a spus, bă, am plătit o sumă ca să pot să-ți ridic suspendarea. Și ai început să joci pe bune de data asta pentru echipa din localitate. Da, tot acolo. Până când? Tot era departe, tot erai departe de fotbalul mare, totuși. Da, 20 de ani și ceva, na. 20 de ani jumate, după câteva luni am mers la Călăraș, la Liga 3-a. Uh-huh. Semna cu cei de la Călăraș, acolo am jucat câteva luni și într-o dimineață am avut un amical cu Dinamo 2. Acolo m-a văzut domnul Ion Marin și nu mai știu cine a fost la meci. Moldovan, probabil. Probabil, da. Și ce, te-au și am dat două goluri pentru Călăraș, am câștigat 2-1 și atunci că, na, cine e băiatul ăsta, s-au interesat de mine. Na, sincer să fiu, atunci eram așa, bă, ce șanse mai am. Chiar nu vreau să plec de la Călăraș, pe cuvânt. Uh-huh. Mi-au trimis, hai să semnez cu Dinamo, hai că ai o șansă, nu, că nu mai plec de la Călăraș. Rămân acasă, văd eu ce fac. S-a durat vreo 2-3 zile, până să enerva primarul care mi-a ridicat suspenderea și a zis, mă, eu te ajut pe tine și tu ceva. Da. M-au luat cu o mașină și m-au dus la București.
Cum s-a schimbat viața ta la București? Adică deja intrai într-o altă lume. Da, clar, clar. Suntem la chiar la stadion, la Dinamo, unde erau La Cămin, da. Prima dată chiar cu Cristi, cu Pulhac, am nimerit în cameră, el fiind deja la echipa mare. Așa, actorul Cristi Pulhac acum. Da. Dai seama că nu mi-a fost greu deloc, pentru că am fost mereu o perioadă foarte sociabilă și care m-am acomodat foarte bine oriunde am fost. Și am prins și niște colegi care m-am înțeles, am început să joc, am început să dau goluri. Deci mi-a fost foarte ușor trecerea asta, n-a fost doar că nu. Până am ajuns acolo. Era Dinamo, tu ai dat o grămadă de goluri pentru Dinamo 2 la promovarea, cred că în Liga 2-a, nu? Vreo 35 de goluri în 34 de meciuri sau ceva de genul ăsta. Adică o căruță de goluri. Era Dinamo, Rednic, Dinamo construia echipa aia a lui Rednic, care avea să câștige titlul, ultimul titlu, dacă nu mă înșel, al lui Dinamo 2007. Da, da. Și ne chema și pe noi la antrenamente și la meciuri. Deci am prins anul ăla cam 16-17 meciuri ca și rezervă și am și intrat într-un meci acasă. Cu Craiova 10 minute, în locul lui Ropotan a intrat. Da. Ce mai ții minte de la meciul ăla? Practic, ăla a fost debutul tău în Liga 1. Deși pe unele site-uri apare un meci de la Ucluj, dar ăla e debutul. Meciul cu Craiova în Ștefan cel Mare. Craiova, da. Dar era stadionul plin, dai seama că aveam emoții. Nu știu, 2006, 22 de ani. 2007 primăvara, dacă nu mă înșel. 2007 primăvara, deci 22 de ani și ceva. Da. Dar totuși, emoții mari, îți dai seama. Mai ții ceva minte din meci? În alea 10 minute? Da, ții minte că euforia aia, după 2 minute am și luat cartonașul galben. Băgat la alunecare undeva. Ce, alergai peste tot, vrei să fii peste tot. Alergam ca nebunul, da. Da. Exact. Da, aia a fost tot. 10 minute alea au fost toate pentru Dinamo, totuși. Pentru echipa mare, mă refer. Da. Ai luat medalie, Dinamo a câștigat titlu, ți s-a dat medalie pentru cele 10. Atunci se dădea, să știi, atunci se dădea. Toți care am făcut parte din lotul mare au primit medalie. Deci ai medalia cu Dinamo, o ai. Medalia de campion. Medalie nemeritată, dar o am. Da, oricum e medalie. Adevăr, așa e, ce? Că acum pentru 10 minute ce... E o medalie totuși istorică pentru Dinamo, că e ultimul titlu, adică sunt deja câți ani de atunci? Câți ani? 2007, 16 ani. 16 ani, da. Da. O ai pusă undeva într-o vitrină sau e așa lăsată? Nu, avem niște medalii așa peste tot și le-am aici agățate undeva. Mai povestește-mi ceva din perioada Dinamo, ce ți-a mai rămas în minte? Ai stat totuși 2 ani și jumate acolo. Pe urmă, da, a fost, știu că a fost perioada aia când a fost meciul cu Lazio. Bine, și pe noi tot ne mai chemau. De la antrenamente mai... Meciul cu Lazio, ce? Ai fost în... Te-ai uitat la televizor la el sau ai fost în... Bine, era lărgit în tribună. În tribună, ok. Da. Mulți copii care eram la Dinamo am fost în tribună atunci. Adică ne antrenam încă cu echipa mea. S-a întrerupt, cred că te sună cineva. Ne auzi? Da, s-aude. Da, cred că se întrerupe o mică problemă de semnal. Ok. Cum s-a văzut meciul cu Lazio, te întreb? Pentru că e un meci despre care s-a discutat peste ani foarte mult și oamenii din club au spus despre meciul ăla că ceva n-a fost tocmai în regulă. Sincer, după ce am văzut și eu la televizor, la pauză, toată lumea, toți acționarii Dinamo deja se strângeau mâinile prin tribună. Aha. Deja se gândeau. Da. Care, cum, ce și împart, cum ajunge echipa acum. Da. Nu, din păcate nu a ieșit așa cum ar fi vrut. Mihăiescu spunea într-un interviu că te știe foarte bine, cred că l-ai avut antrenor la Dinamo 2? A fost în perioada, era și pe la echipa mare, da. A spus dar că... asta până prin 2008. Ok. 2008, eu pe urmă am plecat împrumut la CSM Ploiești, fosta echipă care... Astra. Da. Era echipa Ploieștiului care până la urmă s-a fuzionat cu Astra și din nou s-a refăcut exact. Astra prin ea. Da. Exact, da, corect. Mihăiescu spunea că și la perioada Dinamo ai vrut să te retragi, adevărat?
A fost o discuție pe urmă în club că jucătorii peste, eu deja făcut, cred că aveam 23 de ani, au zis că vor să întinerească echipa, la Dinamo 2 să joace chiar jucători, probabil sub 21 de ani, sau ceva de genul ăsta, și trebuie să împrumut. Am zis că nu e niciun fel de problemă, atunci am fost la echipa asta din Ploiești. No, după care am terminat, pe ei s-au promovat, au fost ceva discuții pe urmă cu Dinamo, nu mai țin minte, cu promos sau definitiv sau ceva de genul ăsta. Că și eu cu Dinamo când am semnat, am semnat-o pe 5 ani, atunci la 20. Okay. Așa s-a semnat. Da, acum mulți s-ar dori să semneze pe 5 ani, să fie legați de un club pe 5 ani, nu se mai poate. Corect, da. Na. Și nu s-a rezolvat și atunci mi-au și reziliat cei de la Dinamo, azi, că nu are nevoie de tine. Deci ok. Urmă, am încercat, am fost pe la Giurgiu, nu mai știu unde am mai fost. Tot felul de probleme și în perioada aia oricum, la multe echipe. Se pare că echipa din Giurgiu încă era la Liga 2 atunci, doamna la Giurgiu, dacă ți-i minte. No. Pe care când am văzut că nu merge, zic, de acolo a fost a doua perioadă când am zis, mă, dacă nu merge, asta e situația. Dacă nu-i făcut, acum cât mi-aș dori eu să joc fotbal, dacă deja se întâmplă din nou. Da. Și vorbisem cu ceva prieteni să merg în Anglia. Găsise ceva, rezolvasem aproape tot, să știi, cu bilete. Cu, no, ce trebuie să faci? Să lucrezi ce? Nu mai știu, nu mai știu. Șantier, dar să merg ceva? Să merg să muncesc. Că uite, Semeghin e în Anglia, acum lucrează pe un șantier, de exemplu. Nu, no, ceva, oricum, muncă, nu pe la birou, stai. A, deci muncă, muncă de data asta, da. Muncă, muncă, da. Ok. Și între timp a ajuns domnul Walter, Dumnezeu să-l ierte, că era la Cluj și zic, mai să-i dau un telefon, că mă știa de la Dinamo 2. El a fost, ne-a ajutat foarte mult la Dinamo 2, era singurul care se implica la echipa aia. Mai, Turcu nu se implica, parcă și Turcu la Dinamo, sau el era cu handbalul. Așa, mai greu. Eu pe domnul Walter îl vedeam mereu la echipa a doua, să știi. Eram mai implicat acolo. Ok. I-am dat un telefon, i-am spus situația mea, a zis, mă, nu prea pot să te ajut, că am o grămadă atacanți și acum aici la Cluj vin în probe, suntem o grămadă, trebuie să plec în cantonament în Austria. Eu, bine, nu. Mulțumesc, v-am sunat, am încercat și eu. Da. Și mai erau două zile chiar când să plec în Anglia și m-a sunat într-o seară. Și care mă, că ți-am luat bilet de avion, du-te, aterizezi în Germania, vine cineva și te aduce în cantonament în Austria în probe. Vei două, trei zile să te vadă antrenorul, era ceva antrenor italian, Palila. Te vadă antrenorul și, da, că confiră, măi, dacă nu, pleci în Anglia, așa, exact așa mi-a zis. Wow, deci... Da. Și... Da, am ajuns și a doua zi era meci cu Al Hilal, era Rădoi. Era Rădoi la... La Al Hilal. Da. Ne-au bătut 2-1 și am și dat gol. Așa. Am dat gol, de aia s-a întâmplat la ziua. Dimineața, la prima oră, am semnat contractul cu Cluj. Da. Să vezi cum viața, după care, după amiază, m-am îmbolnăvit foarte tare. Nu știu ce am avut, ceva la gât, nu știu ce, că toată perioada de pregătire am stat numai în pat pe urmă. Wow, deci o singură zi, dacă mi s-a întâmplat chestia asta și n-apucam să joc în meciul cu Al Hilal, cine știe ce se schimba. Acolo a fost chestie pur de noroc. Și ai rămas la Cluj, unde ai dat multe goluri încă în primul sezon? Am rămas la Cluj și în campionatul, da, am dat 18 sau 19 goluri și am și promovat în Liga 1. Uh-huh. Da. Practic, din momentul ăla, cariera ta s-a așezat cumva, s-a... A luat o altă întorsătură, exact. Da. Adică ai devenit cunoscut, lumea a început să se uite altfel la tine, ai ajuns la Panduri în Liga 1, după un sezon la... Cumva, ca jumătate de an, da, cu Cluj în Liga 1, după care a venit Ionuț Badea și a spus, da, ai avut nevoie de mine. Da. Și m-au dat împrumul la... N-a avut nevoie de tine, n-a văzut în tine... Știi cum e, sunt antrenori și antrenori, sunt antrenori care te plac, sunt antrenori care, indiferent ce ai face, nu intri în... E vreo unul care cu care nu a existat niciun fel de chimie, adică să spui, bă, nu mă înțelegeam nici eu cu el, nici el cu mine? Ionuț Badea, Ustai, Palu, Pust? Aia zică... Incredibil. Da. Păi mai ai puțin și ai terminat pe toți. Cine a mai rămas? Sunt povești multe, da. Poate nici n-am fost, că poate și eu am greșit, cu siguranță, că nu eram cea mai bună formă meci de meci, dar vreau să zic așa, per total, sunt antrenori, indiferent cum te-ai pregătit și orice ai face, nu poți să intri în grații lor, nu ai cum. Cu Pustai ce ai avut? Ok, Badea nu te vedea cumva. Bine, Badea un filozof așa al fotbalului totuși.
un tip care vorbește așa foarte... Nu a avut timp, că a venit, a stat două, trei etape, a fost perioada de pregătire, am plecat în Turcia, de când mi-a spus, vezi că nu, am prea mult atacant, nu am nevoie de tine, du-te și joacă în altă parte. Okay. Bun. Pustai, de ce nu? Am ajuns la Târgu Jiu, da? Cu domnul Figura și atunci am prins o perioadă foarte bună, foarte ok, și grupul, că majoritatea fotbal și sunt pe la echipa națională ce a fost atunci la Târgu Jiu, da. Jucători. Chiricheș, Maxim, Răduț, Pintili, Nistor, deci perioada 2000, când s-am ieșit vicecampion. Vicecampion, da, exact. Da, da. Și a venit domnul Pustai în iarnă, a venit. Da. A plecat domnul Curaj, nu știu ce probleme a fost atunci, a venit în iarnă. Și am început să nu joc. Bine, ceram explicații, nu prea dădea el explicații așa, decât că nu meri să joc. Mă mai ținea și în tribună, ba rezervă, ba intram 5 minute, ba intram 10 minute. În mintea unui atacant ce e când nu joacă, când e în tribună, când... Eram doi atacanți, eram Atuleviciu și eram eu. Da. Cum aș Atuleviciu, într-adevăr, începuse să dea ceva goluri, dar avea moment încă nu. Nu era nici în mai mare formă, puteam să primesc mai multe minute, nu? Da. Îți dai seama că e frustrant. Cu domnul Grigora jucasem, am avut un sezon din 34 de etape, am jucat în toate etapele, 27 titulari și 7 rezervă. Da. Deci n-am lipsit nicio etapă. Și nu, spui niște semne de întrebare. Mă, ce se întâmplă? Ori chiar așa e, ori chiar are ceva omul ăsta cu mine. Ți-ai răspuns la întrebare până la urmă? Avea ceva cu tine sau nu? Da, da. Ce? Păi, dânsul avea, nu știu dacă neapărat o problemă sau fiind prins în... timpul meciului, trimitea jucători la încălzire și de obicei jucătorii care erau la încălzire puțin chemat acolo. Lua jucători după bancă, înțelegi? Da. Fiind prins în joc acolo, nu mă uita că sunt jucători la încălzire, se întorcea pe bancă, vedea un jucător, hai, dezbracă-te că intri tu. Și am văzut chestia asta. No, asta chiar e, poate să confirme toți colegii mei, și în ultima etapă jucăm cu Astra acasă. Astra acasă, ultimul meci, când am ieșit vicecampioni. Da. Eram rezervă. 1-0 pentru Astra la pauză și ne trimite la încălzire. Deci era clar că nu mai joci dacă te-ai trimis la încălzire. Era domnul Eugen Părvulescu pe bancă. Da. Și zic, băi, Eugen, eu nu mă mai duc la încălzire. Mi-am luat jampierele, m-am pregătit de meci, mi-am luat un maio verde. Da? Du-te mă și încălzește-te că poate are nevoie de tine, că suntem contuși, că așa, așa, așa. Zic, nu, că sigur, se uită pe aici pe bancă, mă vede pe bancă și mă bag. Nu au trecut 3 minute, pe cuvânt de onoare. Așa. Minutul 49, 50, se uită pe bancă. Schimbare, trebuie să schimbăm ceva. Da. Se vede pe bancă. Zic, gata, mă schimb, intru? Da. Am intrat și după 2 minute centrare un Gurușan, dau gol cu capul 1-1. Ieșim vicecampion. Pe cuvânt, ieșim vicecampion și așa s-a terminat meciul. Incredibil. Deci, practic, el n-avea totuși ceva cu tine, era pur și simplu o... Aiurit pare așa, ce mi-ai povestit tu pare un tip împrăștiat, aiurit așa. Așa era în perioada aia. Da. Poate și emoțiile, că să fim acolo pe locurile alea, să ieșim vicecampioni, nu știu, habar n-am. Da. Exact chestiile astea le făcea. Pardon. No, și așa am ieșit vicecampioni. Pe urmă, la petrecerea Dani, îți dai seama ce m-a lăudat. Eu jucasem puțin, tot nu da. Mă băga. Da. Mulțumesc acestui băiat că a avut răbdare. Nu am îți dai seama acum când începem cu Europa League, când începea campionatul, altfel o să fie. Da. Nici vorba. De-aia zic acolo, mi-am dat seama, mă, omul ăsta sigur are ceva acum, că degeaba spui mie la petrecere că mulțumesc la nu știu cine și pe urmă în perioada de pregătire și în perioada de pregătire următoare mă ținea prin tribună în meciurile amicale, înțelegi? Și ai și plecat rapid în sezonul următor. Păi da, am jucat. N-ai prins grupele, n-ai prins... N-am prins, că eu și încă un copil nu ne-a trecut pe lista de Europa League. Wow! De atunci m-am enervat și m-am dus la el în cameră și... Și? Ce ai zis? Nu vreau să producă, nu-i frumos, da? Ah, deci dai v-a certat? Deja avea 20 cât aveam? 2000, stai să nu mint. 2000, îți spun eu cât era, că am în față... 2013. Da, ok. 2013, în vară. Nu, no, deci august. August 2013. 28-29 de ani, deci... Uh-huh. Mă, bun. Cum ar, dar puteai să-mi spui, nu mai veni mie să-mi spui că... Și ce ți-a zis? Sunt curios, când l-ai confruntat, așa...
N-a avut, sincer, n-a avut. Că el dădea vina pe domnul Eugen Prvulescu, nea Eugen dădea vina pe el. Tipic românesc. Clasicul deci. Ping-pong al responsabilității, da. Exact. No, și atunci mi-a văzut de treabă, exact, am... Mă, și sunase domnul Mărgineam de la Cluj, mă, că nu vrei să te întorci copile, că suntem într-o situație grea. Cel mai mare vrăjitor din fotbal, domnul Mărgineam de la Cluj. Unul din marii vrăjitori ai fotbalului românesc, domnul Mărgineam de la Cluj. Da. Așa. Și cu el, momente bune și momente mai puțin bune. Așa. Stai, Dumnezeu. Da. Da. Nu, așa am reușit să mă întorc atunci. Bun, am șut un fund, un pas înainte. M-am întors la Cluj. A mers foarte bine. Ne-am și salvat. Ieși și locul 2 atunci la golieteri. Și ai ajuns la FCS, la Steaua, imediat după. Dar fii atent, înainte să vorbim de Steaua și de transferul la Steaua, vreau să-ți arăt, că ai pomenit tu mai devreme și e foarte drăguț că ai pomenit, colegii tăi de la Pandurii, care au ajuns fotbaliști importanți în România după perioada respectivă. Hai să vedem unul câte unul și povestește-ne câte ceva așa despre fiecare, dacă ai vreo mică istorioară cu fiecare și care, evident, care poate fi povestită. Chiricheș. Fotbalistic, Chiri, foarte cerebral, foarte cerebral. Ieșea de atunci cu mingea la picior, se vedea clar că va ajunge un fotbalist important în România. Da. Și un caracter de caracter. Da? De caracter. Da. Ce i-a lipsit sau ce crezi că i-a lipsit să ajungă mai sus decât a ajuns? Nu pot să-mi dau seama, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar nu pot să-mi dau seama. Ok. Hai să vedem. Mai departe, după Chiricheș. Cine mai e? Foștii tăi colegi? Actualul antrenor? Hai, da. Câștigătorul de seară de la Cluj? Da. Fericitări. Ținea mijlocul terenului. Băiat foarte, foarte puternic, foarte cerebral. Alerga non-stop 90 de minute, nu se oprea. Uh-huh. Ca un câine, cum se spune. Și în afara terenului? Mă înțelegeam foarte bine, da. Ok. Hai să mai vedem următorul. Cine mai e? Dan Winston. Copilul problemă, omul problemă din vestiare, totuși. Așa nu, să știi că în perioada aia nu era un copil foarte cu minte, nu. Un zvăpăiat el așa de felul lui. Așa. Acum îl înțeleg că și eu sunt de la țară și... Uite că ce problemă am avut și am ajuns târziu în fotbal, înțeleg și pe el, înțeleg. Dar, la fel și el, fotbalist foarte bun, foarte bun. Așa, calitate, așa, cu mingea și cum vedea jocul, ținând cum că n-a făcut niciun juniorat, e clar că e mai talent la el, talent. Vreo poveste cu el ai din perioada respectivă? Sunt multe, dar nu vreau să le spun. Sunt multe. Deci sunt din alea. Multe, că am avut un grup bun, să știi, am avut un grup bun acolo. Foarte, grup bun foarte. Înseamnă și povești multe, totuși, din ce se sizeze în fotbalul multe, românesc. Foarte da. Uniți, foarte uniți, da. Păi în orașul ăla, în Târgu Jiu, ce să facem? Că toți eram, toți împreună. Da, o să te rog la un moment dat să ne spui o poveste fără nume, o poveste a grupului ăstuia bun, ceva ce poate fi povestit fără nume. Mai am un băiat însă, dar spune tu povestea și după aia ți arăt și băiatul al patru. Nu mai să-mi aduc aminte. Fără nume, atenție, fără nume. Păi fără nume, dar lasă că spun mai târziu dacă mi-aduc aminte. Bine, ok, te întreb la final, o să fie întrebarea de final, o să-ți aduci aminte, probabil. Maxim, hai să-l vedem pe Maxim. Maxim care e undeva, a fost în preajma cu tremur, destul de aproape de cutremurul de azi noapte din Turcia. Mare de tot cutremur, 300 de morți. Am citit ceva dimineață, doamne ferește. El a venit la început, a venit, juca și nu juca, că venise... Prima dată l-a văzut domnul Grigoraș, a plăcut de el. Da. Omul a început să joace, da. Omul a început să joace și ne-a prins eu pe minge. Da. Și el a avut o poveste foarte interesantă, că era cât paci să rateze transferul la Stuttgart, să știi. De ce? Era chiar în ultima zi sau penultima zi de mercato și tot așa domnul Bustani nu vrea să-i dea drumul nici cum. Eram în cantonament. Care nevoie de el în partea a doua a sezonului care ți-am povestit că a venit în iarnă, exact atunci a plecat Alex. Da. Ianuarie, februarie. Da. Dar până la urmă a reușit și uite, a fost un pas foarte important și mă bucur pentru el că a ajuns la nivelul ăla. Și la el a rămas senzația totuși că nu și-a atins potențialul. De ce crezi? Eu la ce mă uit,
jucătorii români în străinătate, printre singurii care joacă constant și chiar dă randament. Da, anul trecut în Turcia a avut un sezon foarte bun. Da, ok. Anul ăsta la fel, adică nu poți să spui că joacă maxim și nu are realizări. Dar nu joacă totuși, adică ar fi putut poate la tehnica pe care o are, la calitatea pe care o are să joace mai sus. Trebuie să-l întrebăm pe el. Da. Ok, chiar uite, încercăm să-l sunăm să vedem dacă e tot în regulă după cutremurul de aseară. Transferul la FCSB, dacă reușim să-l prindem pe Maxim, o să intrăm în direct cu el prin telefon. Transferul la Steaua, cum a fost transferul? Se vorbea în presă în primăvara aia înainte de transfer, domnule, o să vină la Steaua, Steaua îl vrea. Erau discuții deja. Eu îmi prelungisem deja pe încă 2 ani contractul la Cluj. Da. Atunci în vara aia deja eram și capitanul echipei. Sincer, n-am vrut să plec. Deja mă hotărâsem, vreau să mă stabilesc în Cluj, aveam 30 de ani, zic, mă, ce? Să mă duc, să ce? Bun, FCSB, într-adevăr, nume mare. Mă simțeam bine la Cluj, eram apreciat. Mă gândeam că putem să facem o echipă interesantă, o echipă bună aici. Uh-huh. Și vreo 2-3 zile toată lumea pe capul meu și atunci, în perioada aia, mă duceam la tramin dimineață, pe urmă nu mai răspundeam la telefon la nimeni, pentru că chiar nu vreau să plec. Da. Și te sunau, bănuiesc, cu oamenii de acolo, nu? Mă suna domnul Walter, mă căuta Vlad Munteanu, că era atunci în cadrul clubului, mă căuta prin oraș. Și ce făcea? Să dăm de el, nu? Da. N-am vrut. Am avut o discuție până la urmă cu domnul Walter. Mă gândeam, zic, mă, dacă nu plec, pe urmă, nu mi-a zis dumnealui niciodată în față, dar zic, să mă trimită pe la echipa a doua, ce fac, pe urmă, chinui pe acolo. Ok. Dragul, hai să-mi iau banii. Am avut o discuție cu dumnealui și, într-adevăr, pe urmă, m-am gândit, ținând cont că și el m-a ajutat în perioada aia când era să mă las de fotbal și am venit la Cluj, zic, mă, trebuie să întorc la omul ăsta o dată în viață, că așa îi te ajută omul, trebuie să ajungi și tu la loc, la rândul tău. Da. Și așa am ajuns la Steaua. Ai ajuns la Steaua, dorit de Becali, înțeleg, dar nu de Gâlcă. Da, la prima discuție cu domnul Gâlcă chiar mi-a spus, nu... Da, prima discuție a fost oricum târziu, n-a fost imediat după ce ai ajuns. Tu ai ajuns acolo, povestește-mi un pic impresiile, ai mers? Că nu te-ai întâlnit cu antrenorul, deci cu antrenorul nu te-ai întâlnit deloc. Au fost vreo 2 zile de antrenament după care am plecat în Kazahstan, că era meciul cu Aktobe, da. Meciul tur. Dar ai fost prezentat, Argăseal a fost la prezentare, antrenorul n-a fost la prezentare. Exact. Da. La Palat ai fost în perioada, adică ai trecut prin... Nu. Domnul Becali era în închisoare. Asta a fost... Da. Ok. Dar ai vorbit vreo secundă sau ți-a transmis ceva? De obicei mai transmitea pe foi, scria... M-a sunat înainte să semnez contractul, într-adevăr. M-a sunat și a stat un pic de vorbă. Băi, tată. Ce spune la toată lumea? Da? Am încredere în tine, băi, tată. Vii aici, face exact. Treabă. Da. Ok. Ai plecat în Kazahstan? Și am plecat, a fost meci în Kazahstan și acolo m-am accidentat, am făcut o ruptură pe inghinal, chiar în primul meci. Știi cum e, că nu ești cu capul și nu vrei să mergi într-un loc. Ceva tot se întâmplă. Nu ești 100% acolo. Toată energia ta nu e canalizată, adică corpul tău păstrează energie. Cel puțin la mine așa s-a întâmplat, să știi. Nu? Uh-huh. Cum poate așa sunt eu ca și om, nu e valabil pentru toată lumea. Dacă nu ești focusat, nu ești acolo pentru ceea ce trebuie să faci. Ai jucat 20 de minute acolo, ai ieșit accidentat și a urmat discuția cu Gâlcă la ceva zile după meciul ăsta. Deci până atunci Gâlcă nu spusese... Înainte de meci. A fost chiar înainte de meciul cu Rapid, că prima etapă FCSB-ul juca la Rapid în Giurești. Așa. Și a zis că nu, am venit prea din scurt, că nu mă poate lua în lot atunci. Și a zis că, într-adevăr, el își dorea un alt tip de atacant. Nu neapărat că m-a vrut el, dar dacă sunt aici, o să am și eu șansele mele. Uh-huh. Exact asta a fost discuția. Între timp știu că a venit și Raul Rățescu la câteva zile, săptămână, două. Da. Da. Și după accidentare? După accidentare am și pus telefon, mâna pe telefon și l-am sunat pe domnul Walter și am zis, știi ceva? Bun, eu am făcut asta pentru tine,
am venit, uite ce s-a întâmplat, știu de ce s-a întâmplat, că nu eram cu capul aici. Adică hai să facem tot posibilul să mă întorc la Cluj. Și? Păi a durat. Fiind și accidentat, îți dai seama că am început recuperarea, a fost greu. Dar s-a rezolvat până la urmă. Deci chiar în ultima zi am rezolvat transferul și de la FCSB înapoi la universitate. Ai stat doar 2 luni aici. De obicei, fotbaliștii strâng din dinți totuși și rămân chiar într-o situație de asta de adversitate. Adică, băi, mi-aștept șansa și... Adică, crezi că ar fi fost totuși, dacă ai fi rămas, strângeai din dinți, ai fi avut alte... Poate că ai fi avut altă oportunitate să pleci undeva în străinătate. Probabil. Poate aș fi rămas pentru bani, dar în momentul în care m-am întors la Cluj, mi s-au și jumătății salariul. Ok. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc, înțelegi. Aha, ok. Toată lumea spunea, bă, că ești nebun, că ai contract, că nu știu cât aveam la FCSB, 2 ani, că stai, că ia-ți bani. Zic, bine, să stați voi. Nu mă simțeam în largul meu, înțelegi. Acum, într-adevăr, că era un salariu bunicel, am preferat să mă întorc la Cluj. Te-ai întors la Cluj, ai lucrat cu Falub, al 3-lea antrenor pe care l-ai nominalizat mai devreme pe lista celor cu care nu te-ai înțeles, iar aici e o poveste... L-am întrebat și pe Raul Costin în emisiune, el a zis că cu tine n-a avut, cu Calcan a avut ce a avut, dar a existat o poveste în presa locală că ați avut un conflict care a și degenerat într-o altercație fizică. Nu, nici vorba, nu. Nu. Dar conflictul a existat verbal. După un meci acasă, am jucat vreo 2-3 minute și practic a pus tot în cărca mea pe ea. Omule, ce să fac eu în 2-3 minute, 5 minute cât am jucat? Da. Nu aveam rezultat atunci când s-a jucat finala cupei și am și retrograd. La fel, cum ți-am spus, cât de bine te pregătești, un antrenor, din punctul meu, bun. Bun, defensiv, tactic, foarte ok. Un tip mai defensiv, care pe stilul meu nu s-a potrivit niciodată. Da, așa nu, pe urmă și l-am prins înapoi și când a venit la Liga 3, când m-am întors eu la Cluj, m-am înțeles. Mi-am văzut de treabă, da. Am pregătit. Bine, că pe urmă nu mai m-a ținut la Liga 2 după ce am promovat. De-aia zic că sunt niște antrenori, indiferent cum te-ai comporta, indiferent cum ai juca, indiferent cât de profesionist ai fi, nu ai ce să faci. Și nu spun cu răutate, crede-mă, nu spun cu răutate pentru că sunt oameni și oameni și înțeleg. Nu, i-a plăcut stilul meu. E foarte simplu. E posibil să fi fost tu diferit de ceilalți? Nu știu, să fi comentat în vestiar, să fi dat senzația că îi faci probleme în vestiar? Nici vorbă. Nu? Nu există așa. Nu? Nu. Nu, nu. Chiar deloc. Pentru că mi-am dat seama că nu-i place stilul meu și chiar am încercat să mă pregătesc să-mi văd de treabă. Pentru ce să caut altercații? Și așa eram într-o situație, eram neplătiți de 7 ori luni de zile la Cluj. Da. Și de-aia zic. Și până atunci eram capitanul echipei, am jucat în toate meciurile din Cupa României, în finala cupei m-a trimis la încălzire minutul 30, m-a lăsat acolo, înțelegi? De ce? N-a fost ca pustai, te-a lăsat ca pustai acolo la încălzire, de fapt. Exact, Putea să mă bage 5 minute, putea să mă bage 10 minute, că doar era finala cupei, înțelegi? Da. Da, în fine. I-ai cerut explicații sau l-ai întrebat? Oameni și oameni. Numai că eram prea supărat după finala aia să mai ceri explicații, să-i mai ceri. Eu deja știam. Să-mi zic că ce. Nu, chiar deloc. Am găsit o declarație dată de Panduru, un comentariu al lui Panduru când era la FCSB. Cam sărit un pic peste el, acum mi-am adus aminte de el. Spunea, zice, nu va face mulți purici la Steaua dacă nu se va implica în joc și nu va renunța la căderile spectaculoase și la cerșitul de faulturi. El îți făcea așa o caracterizare în câteva cuvinte a stilului tău, ceva ce nu-i plăcea la tine. Când vezi asta în presă de la un fost fotbalist, cum îți pică? Cum îi pică unui atacant? Înseamnă că undeva avea dreptate. Aha. Asta trebuia să îi corectez eu. Ok. Făceai chestia asta? Cădeai în care ușor... Poate că da, dar în multe cazuri să știi că poate erau circunstanțe de penalti, okay. Mai ales cum era Evarul în ziua de azi, poate avea mai multe câștig de cauză din punctul ăsta de vedere. Cu varul. Serios. Cu var. Da. Dar poate și altele n-ar fi fost cu var. Exact. E vreo fază de care ți-aduce aminte? Un faul de ăsta pe care l-ai simulat și s-a întâmplat ceva la faza respectivă?
Nu, de obicei nu prea, să știi. De obicei nu prea, că acum Simulai chiar bine. eram și mai uscat, așa, mai slăbănot. Poate dacă mă dau unii la o parte, chiar cădeam că nu puteam sta în picioare, înțelegi? Așa. Nu. Și poate de aia. Bine, să știi că din partea oamenilor de fotbal și în general ce citeam, foști internaționali și astea, pentru mine orice declarație era de folos. Adică o luam ca atare și încercam să învăț ceva din ea. Ah, deci nu te uitai la ea și spuneai ce vrea mă și ăsta de la mine. Exact. Îmi spun bine și vorbește Irie Dumitrescu sau domnul Gică sau dau fel și fel de nume. Ar fi nebun să spui, ia uite mă, ce, cum poate să vorbească despre mine. Ar trebui să fii mulțumit, să fii fericit. După Cluj, ai mai fost la Petrolul, te-ai dus în Bahrain un pic? Da, la Cluj a fost atunci chestia cu 7-8 luni plătite cu insolvență, la Petrolul același lucru. Da. Plătiți 5 luni sau ceva de genul ăsta, au retrogradat și atunci echipa. Apoi m-am dus la Târgu Mureș, am prins și echipa aia tot așa în insolvență. Câți atunci bani? Le-am legat. Atunci am ales bine. Câți bani ai pierdut în carieră neplătiți? Am acum, nu știu, actele și acum le am acasă. Vreo 100, 100 și ceva de mii de euro. Probabil că pac, nu știu. Deci 100 și ceva de mii de euro ai rămas fără ei după munca ta în fotbal. Păi nu, au fost chiar atunci, au fost 7 luni la Ocluj, 5 luni la Petrolul, 5 la Târgu Mureș. Sunt aproape, nu, 18 luni, un an jumate să nu fi plătit. Știi ce e șocant? Că tu vii, povestești asta. Sunt zeci, sute de alți foști colegi de breaslă de-ai tăi care spun asta. Și pe nimeni nu interesează, adică oamenii de la ligă, de la federație, se uită la declarațiile astea ale voastre. Să știi că a venit ceva de la UEFA la un moment dat, acum vreo 2 ani de zile. Așa. Și de la Petrolul și de la Târgu Mureș, ceva retroactiv, nu știu, ceva de genul, și ne-am recuperat o sumă, nu toată suma. Ah, ok. Ne-am recuperat ceva, cam jumătate din ce a fost la Petrolul. Sau, dar trebuia să-ți depui actele, să te interesezi, să cauți un pic prin avocat și astea. Nu a fost nici atunci așa ușor. Bun. Cei de la FIFA au ajutat să știi atunci când ne-au trimis chestiile astea. Dar ce a fost după 2016, parcă țin minte, că eu fiind în 2015 la Ucluj, cei de la Ucluj, ăia de la Ucluj nu i-am mai recuperat. Mm-hmm. Da. Deci ai rămas totuși cu destul de mulți bani neplătiți, trăgând linie. Jumate din perioada Petrolul Târgu Mureș și tot ce a fost la Ocluj. Ești mulțumit cu cariera ta, trăgând linie, la final? Sunt mulțumit. De ce sunt mulțumit? Pentru că am avut și foarte multe hopuri, înțelegi, dar n-am renunțat niciodată. Adică mi-am dorit foarte mult să ajung, să pot să joc la un anumit nivel. Poate dacă nu erau toate astea, poate dacă eram mai profesionist, poate dacă începeam mai repede, nu știu ce șanse aveam, dar sunt foarte mulțumit, să știi. Te gândești uneori că anii aia de început erau importanți, nu? I-ai fi putut câștiga, ai fi putut învăța în aia. Asta cu siguranță, asta le spun și copiilor, că sunt antrenor și la copii și junior. Așa. Și a deschis în Cluj Dorin Goga cu Gabi Giurgiu și cu Taviu Abudan la o școală de fotbal. Și sunt antrenor și aici la două grupe. Ok. Și de-aia le spun, nu renunțați niciodată. Nu renunțați că nu știți că unde sare calul, cum se spune. Că o să ai 18, o să ai 20, o să ai 22, o să ai 24. Dacă ești profesionist, dacă ești 100% convins și îți dorești că vrei să ajungi, mai devreme sau mai târziu o să se deschide o portiță. Nu mai să fii pregătit să intri acolo. Da. E ceva ce îți reproșezi din cariera ta? O vreun moment pe care ți-l reproșezi, pe care l-ai fi tratat altfel și acum când te gândești? Mă repet, transferul la FCSB l-am făcut numai pentru domnul Walter, pentru că și el m-a ajutat. Dacă nu era dumnealui și erau altele circunstanțele, probabil nu plecam. Aha, nu m-am accident. Okay. Da, nu știu ce se întâmplă. Dar nu-mi pare rău să știi. Am făcut-o pentru dumnealui. A mai fost o oportunitate să te întorci la Dinamo când a venit Teja antrenor. Bine, a stat foarte puțin. Așa am citit în presă că te-ar fi vrut. Cred că au fost ceva discuții. Deci multe discuții au fost. Dar ai spus că nu te interesează, nu vrei să te duci. Au fost. Dar și înainte să plec la FCSB am avut ofertă din Coreea de Sud pe bani foarte mulți când eram la Cluj în cantonament și tocmai din prisma asta. Bă, nu vreau să plec de la Cluj. Da. Deci au fost multe momente care așa am ales. Și de-aia zic, nu-mi pare rău. Și vreau să fac o paranteză.
Și aici cu antrenorii care v-am spus că nu m-am înțeles sau care nu m-au folosit, chiar nu am absolut nimic. Da. Mereu m-am întâlnit, i-am salutat. Sunt oameni. Nu poate să-ți placă dintr-o lodă 30 jucători să-ți placă toți, că nu poți juca toți. E imposibil. Spune-mi ceva din cariera ta, o poveste de fotbal, de joc cu un adversar. Ce v-a întâmplat pe teren, ce nu se vedea la televizor, pe camere? Am avut, când am jucat cu CFR-ul, era Cadu fundaș, când am câștigat noi în Gruia, la Ion în 2014. Dentistul Cadu. Deci, am ieșit atunci de pe teren, eram vânăt și pe amândoi umeri, și pe glezne, și pe genunchi, și pe... Deci așa ceva. Dar, nu, asta e fotbalul. Deci el lovea și când... Era tăcios, da. Aha, când dur, nu se uita arbitru. Fundașul la dur, dar sportiv. Adică, aha, până la urmă, ăsta e fotbalul, că... Ce, mai lăsa o mână? Sau cum se fac astea? Cum? Eram și în atunci și era greu să mă prindă meciul ăla. Da, totuși, ai dat vreo 3 goluri împotriva lui CFR în carieră, am văzut. Am dat și când eram la Târgu Jiu, da, am dat și când la Cluj. În derby ai dat, da. Și cu alte goluri importante, mă uitam, 2 în Giulești, într-un meci cu Rapid, la un 2-2 ai dat. Când eram la Târgu Jiu, da. Erai la Târgu Jiu, da. Și în rest sunt cu echipele astea. Brașov, multe goluri am văzut cu Brașov. Aveai de clienți pe cei de la Brașov. Nu mai știi, nu le mai ții minte. Nu mai țin minte. Deci Cadu, ai spus Cadu era serios. Mulți au fost, dar țin minte meciul ăla, că mi-ai spus să spun nume și m-am văzut minte de meciul ăla. Uh-huh. Vreun meci aranjat? Cunoști? Ai cunoștință în cariera ta? Cunoștință am, dar n-am participat. De ce n-ai participat? N-ai vrut sau erai accidentat? Pentru că nu sunt genul să fac chestii de genul ăsta. Acum chiar nu vreau să dau nume. Sau ok, asta, fără nume. Povestește-ne istoria. Mai spre finalul carierei, să știa despre așa ceva, m-am dus și am spus la antrenor, am spus, eu mâine, te rog frumos, nu mă luam lot, că nu vreau să particip la așa ceva. A fost foarte simplu. Și meciul pentru ce? Pentru ce? Să se audă, zic, pe final de carieră, dacă n-a făcut să ce? Să audă peste an, bă, că ai participat la nu știu ce meci. O prostie. Uh-huh. Era câți bani am pierdut din fotbal, ce? Cu ce mă aleg? Unici aranjat să ce? Păi, unii din fotbaliști mai pariază pe meciul respectiv, mai scot niște bani, mai pun rudele să parieze, mai pun nevestele, prietenele. Da. Să pună. Dacă e așa, când e să pună. Spune-mi povestea aia, povestea din grupul de la Târgu Jiu pe care ai amânat-o până acum. Fără nume, din nou, fără nume, ca să nu supărăm pe nimeni. Noi, nu, ți-am zis, ne întâlneam toți la mese, și la un moment dat ne chema cineva la el acasă și nu s-o mai trezi. Și tot am așteptam, că avea poartă. Așa. Așteptam, sunam, i-am sunat telefonul. Unul din colegi era sau era cineva din afara grupului? Nu, unul dintre colegi. Și erați în fața porții lui și sunați? Silent avea sau ceva de genul ăsta, sau nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat. Și? Cât am stat și am plecat, nu? Nu stăteam ca nebuni acolo. Și erați toată gașca la poarta lui, sunând? Păi, eram destui. Și după aia ce v-a zis? Că era pe silent. A dormit omul, ce să vadă. Cred că n-a avut chef să vă primească totuși. Nu se poate. Nu, că s-au reparat pe urmă toată treaba și ne-am reorganizat. A, ați reușit să refaceți treaba. Da. O carte o să scrii despre cariera ta? Nu știu. O, mare carieră acum, să fim sinceri. Nu am da, dar povestea. Povestea interesantă, povestea vieții. Poveștile astea, da, care... Au fost o grămadă, dar nu, sincer nu. Mă le țin pentru mine, că am mai povestit acum cu tine sau dacă mai întreabă cineva, cu drag poveste. Da, să scriu carte chiar, nu. La tenis te mai uiți după ce s-a retras Federer? Știu că erai fan mare. Sunt foarte supărat. De ce? Că s-a retras. N-ai cu cine nu să mai ții. Niciun favorit. Mă uit, într-adevăr, mă uit, că îmi place în continuare. Dar nu mai găsesc acum pe nimeni să... Ești în căutări în momentul ăsta. Scoți scouting.
când o să se retragă Messi și așa mai departe. A, e și cu Messi. Dar stai, că tu ai fost cu Ronaldo, înțeleg. Ronaldo brazilianu. Bine, brazilianu, da. Da. Treabă post-atacant, da. Da. Mai bun decât Ronaldo portughezul? Da, da, cu siguranță. Da. Mm. Da. Din punctul meu de vedere. Deci cu Ronaldo așa, Messi, înțeleg, și Federer, asta sunt sau? Da, da. Favoriții. Da. Bun, ne apropiem de final. Vreau să te întreb, în final, voiam să te întreb ceva, dar nu mai știu ce voiam să te întreb, uite. Am vrut să te întreb ceva, mi-am adus aminte acum 2 minute și am uitat între timp, după ce am început să vorbim despre Federer și despre pasiunea ta pentru tenis. Îți aduci aminte și mă suni. Vreun alt hobby ai în afară de tenis? Vreo chestie? A, e vorba de când ai început cariera cu postul de portar. Vreau să te pun să-mi povestești o întâmplare de când erai portar. Că înțeleg că inclusiv la sportul studențesc ai ajuns ca junior portar. Eu, na, taică-mă Dumnezeu să-l ierte, fost portar și am zis, mă, hai că dacă tu ai fost portar, mă bag și eu în poartă, nu, ca să duc și o tradiția mai departe, că așa era. Dar știi că nu eram fraier, eram talentat așa, dar clasa nouă, când m-am dus la sportul, când am plecat la 15 ani de acasă, dar am fost la sportul, portar m-am dus primul an. Da. Dar eram mic de înălțime, miculuț, așa, nu, încă nu apucasem să cresc. Da. Și nu mă băga antrenorul, nu. Am stat un an, m-am enervat, zic, mă, ce fac, tot stau așa. Și atunci am renunțat. La 16 ani am început să joc așa. Da, da, la mijlocaș dreapta, până am ajuns atacant. Și dar acolo eram, ca și la echipe și acum la copii și juniori și pe la sănătate, mă mai bag în poartă. Reflexele au rămas, să știi. Ah, deci ai abecedarul făcut, ca lumea. Exact, alea nu se uită. Deci fotbalul românesc a ratat totuși un portar. Dacă te mai aștepta un pic când te-ai înălțat, a ratat un portar. Să nu exagerăm, a fost bine și așa atacant. Vali, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta pentru Povești. Spor la treabă să produci niște copii, să crești niște copii ca lumea. Uite, asta voiam să te întreb în final. Ce lipsește fotbalistului român? Ce crezi tu, lucrând atâta timp în multe vestiare, cu antrenori, cu colegi, văzând exact care sunt practicile fotbalului românesc și lucrând cu copii acum, ce lipsește fotbalistului român să reușească într-un campionat puternic de afară? Ce crezi tu că îi lipsește? Să dă copii și juniori să nu mai există tablete, să lase telefoane și să părinții să lase copiii de dimineață până seara cu mingea pe afară. Nu, dacă o ninzi puțin, nu mai are voie puiul mamii să iasă afară, că se răcește și etc., etc., etc. Interesant. Mare problemă, să știi, mare problemă în ziua de azi. Copiii prea cocoloșiți. Nu ni se mai dă voie să iasă, să joace. Tehnologia, vezi ce face tehnologia în ziua de azi. Am avut primul telefon la 19 ani, am avut, să știi. Cât? La 19 ani? Exact. Da, da, stai puțin. 84 cu 19 era 2003? 2014 ani, da. Na, era încă la început telefonul, adică era normal. Da, aia zic. E problemă mare. Da. La copii și junior, foarte mare. Vali, mulțumesc mult de tot. Toate bune. Tot respectul. Numai o zi bine. Bună, numai bine. Să ne revedem cu bine, numai bine. O zi bună. A fost GSP Live. Ne revedem mâine dimineață cu Costel Ilie, fost fotbalist la Ceahlăul, la Dinamo București, la 91 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro toate comentariile, toate reacțiile de după derbiul de seară. CFR, FCSB 0-1. Toate bune, o zi bună.